Unde s-a suit Hristos? În lumina cea pururea fiitoare. Deci avem această mărturie păstrată până în zilele noastre și când intri în Sfântul Mormânt, vezi coloana aceea crăpată și acum neagră și arsă, lăsată acolo, ca mărturie. Și atunci turcii spune că i-a sancționat foarte urât pe armeni, că le-a spus, aveți mare grijă că vă jucați cu focul. Și într-adevăr, de-a lungul timpului, au devenit mari dușmani, adică turcii, musulmanii, nu i-au mai suportat, i-au cam persecutat, le-au cam plătit polița, dar de creștini nu s-au mai legat niciodată, pentru că creștini erau singurii oameni pașnici care atunci când veneau la sfintele locuri, ca să intre în cetatea sfântă, să vadă lumina, jerfeau un pol de aur. Deci din toată sărăcia lui, creștinul dădea un pol de aur să se bucure de slujba învierii. Și în felul acesta ei își umpleau haznalde cu bani. Nu îi interesa actul de credință, dar îi protejau pe creștini pentru că le făceau acest serviciu, adică ei câștigau de pe urma lor, pe când ceilalți credeau că e ceva care li se cuvine. Și în felul acesta s-a dovedit că smerenia creștină, smerenia și bună cuvința și credința și evlavia a făcut ca Dumnezeu să-și reverse mila și asupra acestor cotropitori care erau de fapt turci musulmani care puteau să dărâme și Biserica Sfintei Învieri, cum a făcut Costroie, cum au făcut Mamelucii, cum au făcut alții de-a lungul vremii, tot felul de năvăliri din astea cruciate care au distrus Ierusalimul și au fost mari nenorociri, dar nu. Ei au păstrat și au gestionat Ierusalimul, Soliman Magnificu, cel la care v-ați uitat voi cu coalne, dar n-avea nicio treabă, filmul e una, povestea reală e alta, era mare războinic, mare luptător, mare demnitar de oști, ținea trei continente, Asia, Africa și Europa, el este cel care a înconjurat Ierusalimul cu ziduri, tot ce vedeți, blocurile mari din piatră cu margine, sunt din timpurile vechi, tot ce-i piatră nouă e în sus și blocurile sunt mai mici. El a pus pază, el a pus armată, el a pus stăpânire, el a pus tribut tot și de atunci s-a protejat și s-a creat pe mai departe liniștea și pacea Ierusalimului, așa cum o vedem și noi azi numit oraș al păcii. De ce v-am spus toate astea? Ca să nu vă povestesc același lucru care vi l-am povestit în Duminica Învierii, repetând încă o dată toată povestea cu punerea în mormânt. Apare în schimb un lucru nou și simplu. La fel Maria Magdalena, Maria mama lui Iacov, Salome, au cumpărat miresme și au venit să lungă. Cum v-am spus, femeile știu că dacă n-au îndeplinit toate ritualurile mortului, și asta este și la țară, i-au auzit grăind pe oameni. Mormântarea a fost frumoasă, a mâncat toată lumea, a vorbit, s-a simțit bine, s-au văzut megeșe, rudele, toată lumea și-a cerut iertare, dar rămâne o taină. Băi, ai văzut că n-a dat câte poduri a trebuit? Ai văzut că n-a făcut pomana cum trebuie? Ai văzut că n-au aprins lumânările când au dat colace? Ați văzut că n-au dat găina peste groapă? Ai văzut că n-a pus pânza peste mort? Ai văzut că n-a dat țolul pe sub raclă? Deci, tradițiile acestea populare care, de fapt, ce fac? Dovedesc rigorozitatea și mentalitatea și puterea tradiției ancorată în realitatea dogmei, dar care trebuie să meargă din generație în generație, în tocmai și la fel, ca un ceas de precizie. Ei, aceste femei care mai adineau, ori priveau de departe unde l-au pus, primul lucru care l-au făcut, s-au dus să ia miresme, să-i ungă trupul. Doamne, nu poți să-ți bagi joc de un om. După ce a murit în chip animalic, sălbatic, bătut, maltratat, schingit, cărat cu crucea în spate, plin de sânge, hrănit cu sfiere, cu oțet, v-am spus, un tratament inuman. Orice om obișnuit, după medicina modernă, n-ar fi rezistat la patimile lui Iisus. El a și dus păcatele lumii în spate prin simbolul acelei cruci de lemn materiale pe care îl vedem cocară de la Pretoriu până la Golgota. Și-au venit îngădiți de dimineață în prima zi a săptămânii când răsărea soarele. De ce au venit la răsăritul soarelui? E un tipic la iudei, că dacă asfințește soarele și ai pus mâna pe mort, ești necurat. Și atunci vine în răsăritul soarelui, că atunci când răsare soarele și se spele, să fie curate. Iudeii au, la ei erau spălările ritualice. Noi ne dezlegăm la duhovnic, prin te iert și te dezleg și luăm aghiazma mare. Ei în casa lor au un bazin din piatră,
îl umplu cu apă, nu știu ce formule, ce rugăciuni rostesc, și se bagă acolo, intră în apă cu totul, ca și cum te-ai afunda în apă, la râu, până intri cu totul și te-ai spălat de păcat. Deci asta era la ei, tipicul. Și asta o găsim și la esenieni și o mai găsim dacă ați vizitat Nazaretul, marele domn catolic acolo unde a fost Bunavestire și Casa Maicii Domnului, mai există o biserică unde a fost atelierul lui Iosif și acolo în vestigii se vede bazinul unde erau spălările, deci iudaice ritualice ale familiei ca să intri curat în templu sau să fii curat atunci când te rogi sau mănânci. Își pun o întrebare simplă, ca femeie obișnuită, cine o să poate să prăvălească piatra aceasta de la ușa mormântului? Și spune mai departe că ridicându-și ochii au văzut piatra că este răsturnată, dar s-au mirat că era foarte mare. Și intrând în mormânt au văzut un tânăr șezând în partea dreaptă, îmbrăcat în veșminte albe și s-au spăimântat. De ce folosește aici termenul evanghelistul Marcu de tânăr și de ce Ioan evanghelistul folosește termenul de înger? Ioan evanghelistul avea puterea de a vedea îngerii, pentru că este și teologul fecioriei, este cel ce s-a rezemat pe pieptul lui Hristos la cină, deci este adâncul, cunoașterea adâncului Dumnezeirii, iar Marcu, care era unul din cei 70 de apostoli, n-a ajuns la măsura și înălțimea pe care a avut-o Ioan în trăire și atunci el, ca să nu greșească, deci din smerenie și respect față de Evanghelie, spune că a văzut un tânăr șezând îmbrăcat în veșmânt alb. Deci specifică că veșmântul este alb, deci ceea ce înseamnă că e ceva deosebit. Folosește termenul de alb, pentru că Daniel îl vede pe Dumnezeu vechi de zile, în car de foc și cu îngeri, miriade și miriade, la Tabor îl vede într-un nor alb luminos ca zăpada, și mai departe, iarăși încă o mărturie, în pustie, când apărea noaptea în lumină de foc și ziua în stâlp de nor alb. De ce? Ca să nu facă confuziile și să vorbească ceva mai mult decât este necesar. Eu aici m-aș opri la cu totul altceva. Și anumit am însemnat-o, nu la întâmplare. Și noi avem obișnuința, creștinii noștri ortodoxi de rând, să facem câte o mică greșeală. Exagerăm în cele duhovnicești, dar în viziunea noastră personală, și aici uneori greșim, atunci când dăm titulaturi fără să gândim. Și aici ar trebui să ținem cont foarte mult de evanghelistul Marcu. N-aș putea să cred că Sfântul Evanghelist Marcu n-a știut vreodată cum ar arăta un înger sau nu i s-ar fi arătat un înger. Dar pot să garantez un lucru. N-a vrut să-și iasă din masca omenească a obișnuitului să vină să scrie la nivelul lui Pavel, care deși scrie niște lucruri greu de atins și de înțeles cu mintea, totuși își ia omajă de atenție și spune așa: nu știu dacă în trup sau afară de trup, dar am cunoscut un om care a mers până la al treilea cer. Și ca să nu mai vorbească mai mult de dincolo de al treilea cer, spune așa: ochiul nu vede, urechea nu pricepe, nu aude mintea și gura nu poate rosti. Adică sunt lucruri care depășesc mentalitatea minții omenești obișnuite. Marcu folosește cam același mod. Și noi avem obișnuința. Măi, am fost la un preot văzător cu Duhul. Știi tu, ai experiența asta? Pe ce criteriu cataloghezi tu un preot văzător cu Duhul? Eu personal nu știu să-l cataloghez. Voi pe ce? N-o mai luăm aiurea prin iarbă. Am fost la un părinte îmbunătățit. Patericul. Zisa Ava Cutare. M-am dus la bătrânul Cutare, care era foarte îmbunătățit, și i-am cerut cuvânt de folos. Și Ava a zis: bine este să taci, să te rogi. Și am plecat mulțumiți, dându-ne seama că vorba de șartă n-ajută la mântuire. Concluzia morală istorioarei. Pentru orice cuvânt deșert vom da seamă. Deci vezi, astea erau esențele creștine. Am fost la un bătrân sfânt. Pe ce criteriu clasifici tu sfințenia? Care sunt semnele sfințeniei? Când ai trăit tu vreodată starea de sfințenie ca să o atribui tu cuiva?
Deci trebuie să fim foarte atenți. Am fost la un părinte cu viață cuvioasă. Ce înseamnă viață cuvioasă? Priveghere, rugăciune, post, smerenie, dragoste, răbdare, bunătate, bună povățuire, îngăduință și ce vrei tu, ce calități descoperi tu la el. Dar nu-l poți tu declara sfânt. Sfinții îi declară doar Dumnezeu și v-am mai spus odată să înțelegeți, dacă noi punem în pământ plante mici și așteptăm rodul lor, fructul, ardelul, vânăta, ceapa, morcovul, usturoiul, pomul, fructa, cireașa, orice alt fruct vegetal care se hrănește din pământ, ce? Soarele îi dă căldură și lumină. Omul îi dă prașilă și gunoi și îl îngrijește, îl curăță, îl văruiește, îl tratează și toamna culege roadele. Așa și Dumnezeu culege roadele din trupurile celor care au adormit atunci când trebuie să-i proslăvească. Fructele se coc în copaci, iar sfinții se coc în pământ. Dacă eu sap un pom mai devreme în timpul înfloririi, nu pot să mă duc să spun, toamna, am cules din el cireșe, că el s-a uscat. Dacă eu mă duc și sap mai devreme toamna un fruct care trebuie lăsat până toamna târziu să iau struguri în iulie, iau acri sau să strică ăla, nu e să vin. Așa și cu Sfântul. Nu vii tu ca om să dai nota de plată lui Dumnezeu și nota de plată lui Duhul Sfânt când cineva e sfânt. Am fost la un părinte îmbunătățit. Am fost la om cu viață înaltă. Când ai spus lucrul ăsta, n-ai greșit. Ei, de aceea și Sfântul Marcu se ferește să folosească termenul de înger și spune un tânăr șezând în partea dreaptă în veșmânt alb. Dar a produs înspăimântare. De ce? Pentru că femeile când l-au văzut au auzit din gura lui, deși era necunoscut, nu era din preteniile lor, nu era dintre apostoli, nu era dintre prieteni, le-a spus lucruri pe care nimeni nu le-a mai văzut. Deci despre ce îmi dau seama? Că acest tânăr avea două calități. Avea darul vederii și înainte științei sau a lucrurilor petrecute. Auzi ce frumos îi spune. Nu vă înspăimântați, deci le citește starea. Știu că îl căutați pe Iisus Nazarineanul cel răstihnit, scopul vostru aici. A înviat nu este aici. Uite locul unde a fost pus. Noi am mai discutat asta după înviere. Dar acum vă spun vouă ce aveți de făcut pământește. Mergeți la ucenici și căutați-l și pe Petru, duceți-vă în Galileea, că îl veți vedea acolo așa cum v-a spus, vedeți, cum v-a spus, de unde știa tânărul dacă n-ar fi fost în legătură cu Iisus și n-ar fi fost un din cer și n-ar fi fost slugă slujitoare lui Dumnezeu, Duh slujitor, să spună unde să meargă și ce să facă. Deci asta îmi dă dovada că eu m-am întâlnit cu un sfânt. Își iau babile treistuța, să urcă în tren sau în mașină sau în avion sau, mă rog, cu ce mijloc de transport și iau calea unde vor ele, lumea mare. Vine înapoi toată încărcată ca o albină de aia cu polen, dar uite că florile alea au fost stropite și cu o travă. Părinte, am ajuns la un părinte, din prima când mi-a văzut mi-a spus că am vrăj. Da, prima problemă de prostie ți-a rezolvat-o. Și ce ți-a mai spus? Păi mi-a spus că nu mă înțeleg cu bărbatul. Știe toată lumea că într-un cuplu de familie sunt mici fricțiuni. Nu cred că există pe fața pământului un cuplu în care să nu fi fost un schimb de replici. Dar asta nu înseamnă că familia nu-i bună. Da. Și se speculează pe aceste tactici pedagogico-științifice, ușor psihologice, și se merge pe ce? Pe aripa aceasta a înăruirii valorilor din minte. Și gata. Părinte, dar mi-a spus cum mă cheamă și care-i treaba? Dacă eu din prostie spun Maria și pe una o cheamă Maria, asta înseamnă că-s văzător cu Duhul, putea să o cheme și Saveta. Care-i treaba? Părinte, dar mi-a spus unde să caut acasă, părinte. Și am găsit, părinte, am desfăcut
perna și am găsit acolo pene răsucite. Băi, de atâția ani tot punându-o sub cap și transpirând și normal că s-au făcut și penele alea s-au răsucit. Nu-ți vrăși, părinte? Și i-a pus cumnața, soacra, mătușa, soră sa, fiică sa, ca să bage dracu de zvinare și să strice familia. Dar ei au fost la văzători cu Duhul. Ei, acest înger vine și spune numai lucruri concrete, dar spre zidire. Să vă duceți în Galileea, să-i căutați pe ucenici, să-l căutați pe Petru, Hristos a spus că vă așteaptă acolo. Și iată ce se petrece, ca să vezi că omul nu înțelege cuvintele dumnezeiești chiar cum credem noi. Și-s ferm convins că și de la cuvântul de azi mulți se duc acasă și poate să spună așa, bă, a vorbit popa ăla de m-a durut capul, dar știi că mare lucru n-am înțeles și vă cred. Ieșind, au fugit de la mormânt. Mai mult că erau cuprinse de frică și de uimire. De ce uimire? De unde știa ăsta tot ce s-a discutat înainte de actul învierii? Cine e el? Asta era prima întrebare. Ce au întrebat iudeii când Iisus l-a iertat pe slăbănog, pe patul ăla? Cine e acesta care iartă și păcatele? Și Iisus le-a spus, Fiul omului are putere să ierte și păcatele.